Tribuna din spatele meu este tribuna nouă, tribuna construită de la zero, tribuna metalică, iar ca și stadiul de execuție, pe ceea ce înseamnă elementele metalice, vedeți că s-au montat și elementele principale de la acoperiș. Asta înseamnă că în perioada următoare urmează să închidem cam tot ceea ce înseamnă structură metalică. În același timp am început să lucrăm și să turnăm partea de jos a tribunei. Este vorba de faptul că pe întreaga suprafață a tribunei va trebui turnat un strat de beton armat undeva la 18 cm și lucrăm la lucrul acesta în acest moment. De asemenea, se lucrează la fundațiile pentru scări și la scările propriu-zise, acestea urmând să fie toate turnate luna aceasta, urmând ca la începutul lunii viitoare să se toarne și placa de la etaj, care este ultimul element de beton care se realizează la stadionul Eugen Popescu. În paralel, va fi dată comanda pentru gradene. Vedeți că în spatele dumneavoastră, pe ceea ce însemna tribuna destinată oaspeților, mai avem numai două tronsoane unde nu sunt așezate gradenele noi. Undeva săptămâna viitoare cred că va veni și diferența de gradene și vom închide tot acel sector care este pregătit pentru hidroizolație și pentru așezarea scaunelor. Sigur, când vremea ne va permite, avem nevoie de 2-3 zile cu o temperatură de peste 15 grade, putem să punem hidroizolație și după aceea scaunele și practic acea tribună pe ceea ce înseamnă scaunele este finalizată. Mai avem partea de sus care este destinată presei și toate elementele impuse pe ceea ce înseamnă supravegherea video a stadionului și din punct de vedere a respectării cerințelor ISU. După ce se vor realiza toate aceste lucruri, se va trece la amenajările interioare. De fapt, zidurile de la tribuna nouă sunt deja construite în parte, vedeți parapetul din față, urmând ca zidurile interioare să înceapă a se construi după ce se va turna placa de jos. Aceasta e zona de tribună veche. Toată zona de aici de sus a fost refăcută. De altfel, vreau să spun că dacă discutăm de exterior, fiecare gradenă a fost refăcută, inclusiv cu elemente de armătură. Deci nimic din ce era înainte nu mai există. Și vreau să intrăm puțin în interior pentru a vedea exact despre ce. În primul rând, corpul acesta este nou. Tot ce înseamnă perete și parapet exterior refăcut, dermat și refăcut. Faptul că s-a lucrat atât de mult la această zonă este generat și de faptul că nu se putea lucra decât treptat, pe etape. Adică se desfăcea peretele vechi de aici, se refăcea și abia după aceea se putea trece la următorul perete de rezistență, la următorii stâlpi, pentru că risca să se dărâme, practic, cu totul, în contextul în care, așa cum am precizat și mai de mult, nu exista deloc armătură nici în stâlpi, nici în pereții de rezistență de la această tribună. Hai să mergem pe o zonă așa cum arată fiecare din corpurile acestea. După cum se poate observa foarte ușor, toți stâlpii refăcuți, toate grinzile refăcute, mai avem de turnat aici grinda de jos, deci o fundație aproape integral refăcută, iar toți, atât tavanul cât și pereții, vor fi torcretați.
Asta înseamnă că vor fi întăriți și toată tribuna, de asta am spus eu că în proporție de cel puțin 85%, deci toată tribuna este refăcută în acest moment. Asta s-a făcut aici, de aceea a trecut și destul de mult timp, dar nu am stat. Și suntem în acest moment aproape de final. Aici se va turna partea de jos. Torcretatul nu trebuie să dureze la întreaga structură mai mult de o săptămână. Și după aceea se pot pune geamurile și intrat și se poate intra la amenajările interior, care e lucrul cel mai ușor. Putem să las echipa în Liga 3-a și nu întreba nimeni de stadion și nu interesa pe nimeni de stadion. Am ales calea grea, da? Să susținem și echipa în prima ligă, să reconstruim și stadion. Foarte puțin se vede din ceea ce se întâmplă. Da, toată lumea vine, domne, nu se face așa mai departe. Cred că este evident că aici s-a muncit temeinic. Nu vorbesc de tribuna metalică. Acolo se vede, e clar ce s-a întâmplat. Aici au fost, domne, de ce stați atât de mult acolo și așa mai departe? Păi uite de ce. Repet, fiecare perete a trebuit luat unul câte unul, fiecare grindă a trebuit refăcută una câte una, da? Îmbrăcat tot în armătură. Nu mai trebuie făcut absolut nimic la toată zona aceasta. De acolo, toată zona. Da, este exact sub cratere. Aceasta e zona de toalete. Toalete, băi și așa mai departe. Traseele sunt deja trase. Aici se poate intra la amenajări, la amenajări interioare și la, mă rog, la aducerea obiectelor sanitare. Bun, aici este un sector unde mai trebuie aduse gradenele. În rest, după ce vor fi aduse gradenele, se va putea intra și la pardosel aici și la zonele interior. Cam asta este, dacă spune cineva că lucrul ăsta se face ușor sau că e simplu și așa mai departe, n-a făcut niciodată nimic. Sincer. Deci gândiți-vă că numai aici au fost zeci de stâlpi de refăcut. Plus turnate, stâlpi noi, rezistență și așa mai departe. Pentru că aici vin pur și simplu așezate gradenele, ca și la tribuna cealaltă. Deci nu se mai întâmplă nimic. Se vine, se așează.